S-a încheiat faza 1 a Superligii, sezonul 2023-2024. În urma rezultatelor înregistrate în etapa 14, s-au desemnat toate cele 6 echipe care vor continua lupta pentru titlu în faza a doua competiției. Aceasta va demara în primăvara anului 2024. Șerif Tiraspol, Petrocub, Milsami, Zimbru, Bălci și Dacia Buiucani se vor bate în primăvară pentru titlu, dar și pentru locurile care duc în cupele europene. Formațiile care au încheiat clasamentul primei părți a Superligii pe locurile 7 și 8, respectiv FC Florești și Spartanii Sportul, vor continua să joace în faza a doua a campionatului din Liga 1. Lor li se vor alătura alte 4 formații, cele mai bine clasate 2 echipe din fiecare grup a Ligii 1. 3 dintre ele sunt deja cunoscute: Saxancea Dărlunga, Univer Comrat și Victoria Chișinău. Astfel, cele 6 echipe vor juca în faza secundă pentru calificarea în Superliga.